Pelerinii au participat în număr mare la hramul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Programul liturgic a început la orele dimineții cu slujba acatistului săvârșită de către un sobor de preoți. Apoi, în dreptul Măreții Clopotnițe închinată soborului Sfinților Români, a fost întâmpinat preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Ierarhul de peste Prut a revenit în străvechiul așezământ monastic cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Soborul slujitorilor a intrat apoi în Biserica Mare a Mănăstirii, al cărei iconostas a fost împodobit cu flori. Apoi, pe podiumul din fața Sfântului Locaș, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența a peste 2000 de credincioși. Din soborul slujitorilor au făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, protosinghelul Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim din București, părintele profesor Viorel Laiu, directorul seminarului teologic liceal ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț și părintele profesor Ioan Mihoc, director emerit al seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț. Răspunsurile la strană au fost oferite de către un grup de tineri absolvențe de teologie. Pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Și ca un bun și de oameni le dorește robilor tăi prezența aceasta Sfântă Liturghie, pelerinilor, binefăcătorilor acestei Sfinte Mănăstiri și celor ce ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii, totdeauna cugetația face toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu singur ești cel ce toate le rânduiești spre folosul nostru. Apostol, propovăduitor evanghelist, ucenici,
În timpul împărtășirii clericilor, părintele profesor Ioan Mihoc a ținut un cuvânt despre cinstirea Maicii Domnului și despre ajutorul pe care îl oferă celor ce se roagă și cer mijlocire. Părintele Paisie are ultimile cuvinte așa și spune: Maica Domnului ne ajută ca să intrăm în rai. Și el spune: Părinte, ia spune-mi, cum să ne pregătim noi ca să ajungem în rai? Și atunci părintele Paisie spune: Maica Domnului ne duce pe noi în rai. Dar cum așa? El spune: iată, când suntem la ușa raiului, Maica Domnului deschide ușa și ne primește pe toți. Pentru că noi spunem permanent în rugăciunile noastre: ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântare tot născătoare de Dumnezeu. Și atunci când suntem la ușa raiului, dacă ar fi toate puterile întunericului împotriva noastră, noi ne prindem de ușa aceasta care de fapt este Maica Domnului și strigăm către dânsa: ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Și atunci Maica Domnului, spunea el, mi-a plăcut foarte mult felul lui de a se exprima așa, nu complicat, ci nădejdea pe care o avea el în Maica Domnului. El avea o nădejde puternică în Maica Domnului, iubea pe Maica Domnului, așa cum iubiți și frățiile voastre toți. De aceea, iubiți frați și surori, ați venit cu nădejdea aceasta la Maica Domnului. Să vă împlinească Maica Domnului toate rugăciunile, tot ceea ce aveți în sufletele dumneavoastră. Să puneți la picioarele Maicii, Maica Domnului, cu acoperământul tău, ia-mă și pe mine, sunt și eu unul dintre copiii tăi. Nu mă părăsi, nu mă lăsa. Fii cu mine în viața aceasta și la sfârșitul vieții și du-mă în împărăția Fiului tău. Amin. La momentul împărtășirii, numeroși pelerini de toate vârstele au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Preasfințitul Veniamin a făcut referire în predica adresată la semnificațiile Evangheliei Duminicii a 19-a după Rusalii și la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Evanghelia de astăzi ne cheamă să fim buni și să înmulțim bunătatea, pentru că bun este Dumnezeu. Și într-adevăr, El este bun cu noi, El răsoare soarele Lui și peste cei păcătoși și peste cei drepți, El face să crească roadele pământului și viața noastră să fie frumoasă. El este Cel care ne izbăvește de diferite încercări și ispite și necazuri și El este Cel care ne dă puterea ca venind și împărtășindu-ne cu El, să simțim harul în inima noastră, iar întorcându-ne din casa noastră, să simțim o putere care ne întărește. O chemăm pe Maica Domnului în rugăciune și astăzi sunt foarte multe hramuri, atât la mănăstiri cât și la parohii, pentru că credincioșii, simțind puterea și harul Maicii Domnului, au luat-o ca și o ocrotitoare. Iar Maica Domnului lucrează în mod minunat. Ea îndeplinește rugăciunile noastre și în același timp ne călăuzește pașii spre împărăția Fiului ei atunci când noi o chemăm în rugăciunile noastre. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în legătură cu minunea sau cu sărbătoarea de astăzi este legat de smerenia pe care trebuie să o avem cu toții în viața aceasta pentru ca să simțim harul și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi avem inima înfrântă și smerită, Dumnezeu vine și se sălășluiește întru ea, cum zice psalmistul. Iar dacă noi ne învârtoșem inima, atunci nici nu putem înțelege lucrarea și harul lui Dumnezeu și atunci nu putem înțelege cum poți să iubești vrăjmași, atunci nu poți înțelege cum să faci ceea ce vrei să-ți facă ție alții. În general, aștepți să îți facă alții, spunând că tu vei face mai târziu. Ori principiul evanghelic este să facem noi mai întâi. Iubiți credincioși și credincioase, o rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească, să ne păzească în viața și în lumea aceasta și să ne deschidă mintea pentru ca să putem înțelege cuvintele Evangheliei, să putem să ne smerim și să
ducem mintea la Dumnezeu. Să lăsăm grijile care foarte mult ne împovărează și care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să lăsăm tot ceea ce ne face să fim ca niște străini în lumea aceasta și să chemăm mila și harul lui Dumnezeu asupra noastră și atunci vom simți bucuria vieții. Să vă binecuvinteze Domnul pe toți, să vă împărtească, să sporească harul și bucuriei de lui în viețile dumneavoastră. Amin. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a arătat recunoștința față de toți cei ce s-au rugat împreună la hramul Bisericii Mare a Mănăstirii Hadâmbu. Avem o mare binecuvântare și bucurie duhovnicească datorită în al preasfințenilor nostru mitropolit Teofan, care a și promis că orice sărbătoare, orice eveniment va fi prezența erarhiei. Preasfinția voastră, vă mulțumesc pentru cuvântul de învățătură răsit nouă, pentru binecuvântările arhierești. Iar dumneavoastră sunteți prea dragi ca să vă mulțumesc prea mult. Știți că eu vă numesc florile din grădina Maicii Domnului. Nu cădeți în mândrie. Grădina Maicii Domnului este o grada bisericii, ogorul lui Dumnezeu, iar fețele voastre sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Măicuța Domnului să vă răsplătească. Să vă numere 2-3 pași făcuți pe jos, până în ograda Mănăstirii Măicuța Domnului. Toți pelerinii care ați poposit astă noapte, ați stat la priveghere de noapte, la litie, seara, și care de altfel veniți an de an atât la Sfânta Preacuvioasă, nu milostivă, Parascheva, apoi cu mare drag reveniți și în dealul mare, la Mănăstirea Hadâmbu, unde vă plecați ca. La final, pelerinii au fost invitați la gapa frățească. Biserica Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu a fost sfințită pe 8 septembrie 2008 de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan alături de un sobor de erarhi, preoți și diaconi. Locașul de închinăciune a fost ridicat începând cu anul 1996 prin osârdia și vrednicia arhimandritului Nicodim Gheorghiță, lucrările de construcție fiind supravegheate îndeaproape de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.